dimineața, sunt Alexandru Petrescu și vă invit să urmăriți știrile dimineții la Antena 3 Vâlcea. Consiliul Județean Vâlcea a organizat o serie de manifestări sub genericul IE și copilărie, evenimente dedicate atât zilei universale a IE, cât și copiilor vâlceni care reprezintă viitorul unei nații ce duce mai departe tradițiile și obiceiurile unui popor. Muzeul satului Vâlcean de la Bujoreni a prins viață pe 24 iunie, zi în care are loc sărbătoarea sânzienelor, dar este marcată și de Ziua Internațională a IE. Anul acesta, Consiliul Județean Vâlcea a organizat o serie de manifestări sub genericul IE și copilărie și zeci de copii îmbrăcați în costume populare au însuflețit locul. Vizitatorii au putut admira o expoziție de costume populare găzduită de vechea școală amplasată chiar la intrarea în muzeu. Expoziția am intitulat o cămașă tradițională din zona Vâlcea. Am expus cu precădere cămăși femeiești din patrimoniul muzeului nostru. De fapt, nu cu precădere. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră în cadrul acestei expoziții face parte din patrimoniul muzeului satului Vâlcean, mai exact din colecția de port popular și textilă de interior, care sumează aproximativ 4.000 de piese, reprezentând toate zonele și subzonele etnografice ale județului Vâlcea. Toate aceste piese pe care noastră le vedeți, inclusiv o scoarță de sfârșit de secol XIX, au o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani. Sunt reprezentate majoritatea comunelor din județul Vâlcea în cadrul unei asemenea expoziții, pentru că se poate vorbi chiar de o unitate în ceea ce privește portul popular tradițional vâlcean. Cei mici au participat la tot felul de acțiuni care să le pună în valoare creativitatea, cursuri, ateliere de creație, cultură, pictură pe față. Așa se întrevăd viitorii arhitecți, pictori sau sculptori. Avem aici un atelier de ceramică cu copii. Eu sunt doamna de Lut, din Lut. Facem obiecte, fiecare după puterea sa. Obiecte decorative, vase, ca acesta, sau o căsuță, cum și-a făcut Alex aici. Ia uite așa căsuță frumoasă și-a făcut Alex, din Lut. Avem aceleași obiecte de lut arse pe care copiii le pictează. Nu aici, haide să mai întâi să faci ceva. Hai, uitați, ai și mapă aici, ai și floare. Ce știți, mama? Ce vrei să fie? Un trandafir. E un trandafir? Chiar este un trandafir. Uite, hai să-ți arăt ceva. Dacă îi facem aici o gaură și încă una aici, o să-i pui un șnur și la trâmpe pe perete când e uscat și decorat, e foarte frumos. Și ca orice lucrare de artă, trebuie semnată. Da? Tu ești autorul și cu această scopitoare să semneze aici jos. După ce și-au etalat talentele artistice, cei mici au fost spectatori la o piesă de teatru oferită de actorii păpușari ai teatrului Anton Pan. Ia uite, de cine și am eu aici? La căști mătușa Mărioara! Cum mă nena așa? Muzeul Vâlcean de la Bujoreni are porțile deschise pentru toți cei care vor să afle despre istoria, tradiția și obiceiurile populare. Pe o suprafață de 8 hectare, satul muzeu, care cuprinde aproape 80 de construcții, arhitecturale și în jur de 12.000 de piese muzeistice, reconstituie imaginea funcțională a unei așezări rurale tradiționale cu toate instituțiile sale social-culturale. Problemă delicată în comuna Fârtățești din județul Vâlcea. Utilajele care transportau deșeurile și le îngropau aparțin, se pare, primăriei. Ieri dimineața au mai fost îngropate 11 tone de deșeuri și mascate cu pământ. O groapă ilegală de deșeuri patronată chiar de către primărie, spun reclamanții. A fost umplută cu deșeuri și mascată cu pământ. La data de 24 iunie, 11 tone de deșeuri au fost îngropate. Urmează ca Garda de Mediu să întocmească actele de control cu măsura complementară pentru care utilajele intră în regimul corpului delict.
iar Primăria Comunei Fârtățești având obligația să ecologizeze locația. Reprezentanții Gărzii de Mediu au declarat că nu este prima problemă de acest gen în locul respectiv. Da, ce vă pot spune e că ieri am surprins o mașină a societății care, să zic, în subordinea primăriei, a consiliului local. I-am surprins acolo cărând, să zic, undeva la trei mașini din spusele angajaților. Era a treia mașină care vinea acolo. Exista și un buz de excavator care pur și simplu a stupat gunoaiele respective. Am sunat la numărul de permanență de la Garda de Mediu și aceștia au trimis o echipă în zonă. Am sunat și la serviciul de urgență 112, iar poliția a fost foarte promptă și a ajuns într-un timp foarte scurt. Nu știm să vă spunem ce măsuri s-au luat, știm doar că mașinile au fost, au fost sigilate, nu știm dacă în vederea confiscării sau ce măsuri au luat înșii. Din cauza unor astfel de situații și a faptului că industria deșeurilor este mai controversată, România este amenințată cu notificarea Uniunii Europene pentru infringement în domeniul mediului. De ziua internațională a ei, o inițiativă a comunității La Blues Romain, la Biblioteca Județeană a avut loc vernisajul expoziției Casa Regală a României, păstrătoare și promotoare a tradițiilor românești. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Muzeului Cotroceni. Pe 24 iunie, în 300 de localități din zeci de țări de pe cele șase continente, s-a marcat Ziua Universală a ei, o inițiativă a comunității La Blues Romain, la RM. Vâlcea, pe lângă alte manifestări, Ziua Universală a ei, ajunsă la a noua ediție, s-a celebrat într-un mod inedit. Palatul Cotroceni a pus la dispoziția Bibliotecii Județene Antim Ivireanul, o colecție de fotografii aflate în colecțiile Muzeului Național Cotroceni și ale Arhivelor Naționale ale României, Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Istoria României, Muzeul Național a Țăranului Român, colecția Daniel Mlădin. În cele 25 de panouri, expoziția Casa Regală a României, păstrătoare și promotoare a tradițiilor românești, ilustrează în parte sărbătorile, obiceiurile, tradițiile și ritualurile populare românești, componente ale identității culturale naționale, precum și felul în care acestea s-au regăsit în Casa Regală a României. Nunta, botezul, boboteaza, Paștele, obiceiurile de Paști, Crăciunul și obiceiurile de Crăciun, Anul Nou și obiceiurile din jurul său, portul popular tradițional românesc, familia regală a României și costumul popular tradițional românesc, precum și familia regală prezentată în cărți poștale, ilustrate, sunt subiecte prezente în această expoziție fotografică. Aceste simboluri care au rezistat atâtea mii de ani, aș putea să spun, pentru că ele vin din culturile noastre și nu putem să vorbim despre ea românească și despre costumul popular fără să nu ne raportăm la culturile mari. Aceste tradiții foarte frumoase care sunt concretizate aici, faptul că reginele au vrut să fie astăzi la Râmnicu Vâlcea, spune foarte mult și despre noi, despre faptul că simțim nevoia să fim împreună, să fim în comuniune și să fim alături cu bucurie. Exemplul celor două regine, regina Elisabeta și regina Maria, dacă noi reușim să le raportăm la exemplul lor acum în secolul 21, este un lucru extraordinar, care merită să fie dus mai departe și exact așa cum spunea și doamna vicepreședinte, poate că generațiile tinere ar trebui să știe că avem o istorie foarte frumoasă, că avem niște modele de urmat. Aportul pe care regina Elisabeta și regina Maria l-au avut pentru promovarea portului popular tradițional le-a transformat pe suveranele României în adevărate ambasadoare pentru cultura tradițională românească. Este foarte important să facem cunoscute, pentru special pentru noua generație, pentru tânăra generație, tradițiile și obiceiurile românești. Expoziția este completată de un material video, în cadrul căruia sunt ilustrate câteva dintre contribuțiile membrilor familiei regale pentru promovarea culturii tradiționale românești. Expoziția de fotografie din holul Bibliotecii Județene va putea fi admirată până la sfârșitul lunii iulie.
Dezastru într-o comună din județul Vâlcea. Miercuri seara a avut loc o alunecare de teren care a afectat mai multe gospodării din zona respectivă. Locuitorii au fost evacuați din casele respective în urma acestui incident. În data de 23 iunie 2021, în jurul orei 19, sat Chierăști, din comuna Roșile a județului Vâlcea, s-a produs o alunecare de teren care a pus în pericol 4 gospodării ale unor oameni, dintre care 3 gospodării locuite și una nelocuită. În cele 3 gospodării se aflau 4 persoane adulte, 3 locatari și o persoană care se afla într-o gospodărie cu scopul de a ajuta la evacuare, care au fost evacuate de către autoritățile locale, acestea fiind în afara oricărui pericol. La locul evenimentului au intervenit echipaje din partea ISU Vâlcea, 6 autospeciale cu 3 ofițeri și 23 de subofițeri, din partea IPJ Vâlcea, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Roșile și 10 membri din partea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. S-au desfășurat acțiuni de evacuare a animalelor și a bunurilor materiale din gospodăriile afectate și relocarea acestora la rude, respectiv locurile stabilite de către autoritățile locale. Cumnată pârăie, pârăia când se lăsa, că e pădurea, s-a dus cu totul, pârăia parcă zicea că cineva rupea alea, lemnele, așa pârăie. Eu am auzit de aici, făcând gură, așa ceva. Eu am auzit și am zis, Leni, Zileana, mă, chiar ce se aude, mă, încolo? Încolo? După aia mi-a spus cumnată mea, cumnată, să aleasă praful ce e aici. Probabil în 5 minute s-a produs dezastru sau un... Într-o oră, într-o... Deci nu e că treptat așa ceva, mâine ceva... Deci e de necrezut, dar real. A lovit casa, alunecă? Nu, deocamdată e binișor. La mine e mai binișor. Deci nu e chiar grav. La mine, da. Ce să mai locuiești în situația în care e când e râpa aproape? E dezastru la câțiva metri. S-a fisurat acolo, deci fiind și casă bătrânească, mă rog, din lemn, din sigur că ne, chiar de ar fi numai din betoane s-ar duce cu totul, pământul o duce cu totul. Suprafața zonei afectate se situează între 1 și 1,5 km lungime. La data de 24 iunie, alunecările de teren nu s-au oprit, ci au continuat, provocând mai puține pagube, iar autoritățile au fost prezente pentru prevenirea unor posibile tragedii. Vă mulțumesc pentru atenție! Mădălina este în continuare gazda dumneavoastră la matinalul Fii Antenă. O zi frumoasă vă doresc! La revedere!